Salve a toți lumea și bună la un nou episod pe acest canal. Scuzați-vă că ne-am postat, dar am așteptat să se întâmple ceva noutăți prin crescătorie și hai să vă spun toate noutățile. Prima noutate am putut să-i împerechez pe ăștia doi. A doua noutate ar fi că curcanii trebuie să ouă. Și acum să începem cu noutățile mai importante. Aici la cuci, vedeți și voi, avem două ouă. Încă nu știu dacă sunt fetele, că sunt depuse de curând. Au. Așa. Aici, la galbenă, avem două ouă, care sunt bune amândouă. Aici. Aici ăștia trebuie să depună ouă. Aici la fel. Aici avem iar două ouă, care încă nu știu dacă sunt bune. Ce aveți, mă? Aici avem două ouă care nu știu dacă sunt bune. Aici la căpăciți două ouă care încă nu știu dacă sunt bune. Și aici la perechea de vineți două ouă care sunt unul bun, unul nebun. Deja, cam ăștia sunt porumbei. Uitați. Uitați pe aici. Uitați. Uitați aia să aleargă la cuib. De fapt mai multe perechi. Uitați și aia. Și perechea de acolo. Haideți să vă arăt și porumbei stingheri. Aici am un mascul care își așteaptă și el porumbiță. Este stingher. Își așteaptă și el o porumbiță. Și aici trei femeluțe care își așteaptă și niște masculi. Uitați-le. Dacă tot am început, haideți să vă arăt și iepurașul. Este o femeluță. Are brunchiul și ceva. Deci, dacă vreți să postez în continuare, nu uitați să dați un like, să trângeți la acest videoclip 30 de like-uri. Eu am fost Alex, până data viitoare. Pa, pa!